O femeie și doi copii au fost la un pas de a fi spulberați pe trecerea de pietoni. Un tramvai nu a încetinit și nu le-a acordat prioritate. Totul s-a întâmplat pe o stradă din cartierul Ferentari. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Trecerea de pietoni respectivă nu este semaforizată. Societatea de transport București a anunțat că va face o anchetă internă. Femeia cu cei doi copii a încercat să traverseze strada pe trecerea de pietoni. Vatmanul tramvaiului nu a încetinit. A fost aproape să-i spulbere pe toți. Cei doi copii au reușit să evite accidentul la limită, alergând prin fața mijlocului de transport, în timp ce femeia s-a oprit înaintea lui. STB a comunicat că a deschis o anchetă internă și că va lua măsurile impuse într-o astfel de situație conform regulamentului intern. Sancțiunile pentru Vatmanul tramvaiului pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă.